Asta e o afară, nu eram prezentator și ea cântea acolo. Venisem de la Onești. Eram extrem de timorată pentru că era prima dată când veneam în capitală și când vedeam atâtea fețe ilustre, oameni pe care nu-i văzusem decât la televizor și auzisem doar la radio. Practic acea șansă pe care am avut-o atunci de a-l cunoaște pe Marius m-a ajutat foarte mult în toată cariera mea muzicală, pentru că el a avut o încredere nețărmurită în mine și m-a încurajat și m-a bine dispus de fiecare dată și a fost întotdeauna cel mai mare fan al meu și de asta îi mulțumesc încă o dată. Și cred că cuvintele sunt de prisos, pentru că e foarte greu să-i spun acum, după atâția ani, cât de mult înseamnă pentru mine. Dar de câte ori mă gândesc la Marius, mă gândesc la familia lui, la Patricia, care era mititic atunci. Cu care ai dormit și în pat vreo două. Exact. Deci m-a primit, parcă eram fata lui. Mulți spuneau, vezi că dacă te duci la București, că acolo e locul pierzaniei, mai ales că meseria de cântăreață pe vremea era privită ca o meserie de... frivolă, în fine. Prostituată, așa, într-un fel. Aoleu! Da, 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 crede-mă! Deci cine spunea că vrea să facă cântăreață, era privită ca o femeie ușuratică, sincer. Și atunci când eu, la 14 ani, am luat drumul... artei? Drumul artei, drumul muzicii, drumul Bucureștiului. Atunci a trebuit să înfrunt foarte multe prejudecăți, să știi. Acum toată lumea vrea să fie în showbiz, cum se spune. Dar atunci era chiar un act de curaj. Faptul că poți să fii pe scenă și că poți să înfrunți atâtea comentarii care erau venite de la profesori, de la școală, de la vecini, de la... Ea era elevă, vă dați seama. Eram elevă. Noi vrem și erau vremurile alea dure, comuniste. Da, da. Noi vrem să ne retragem și să te comentăm acum în șoaptă, acolo pe canapea. Okay. Înțeleg că o variantă... Cu mare plăcere. Să fii sănătoși și să scrii în continuare cântece superbe. Eu îl consider pe Marius Seicu Giuseppe Verdi al muzicii ușoare românești. Frumoasă definiție. Astăzi o variantă modernă a piesei. Ce va fi cu iubirea mea, un cântec care mi-este foarte drag și pe care astăzi o să-l cânt live alături de trupa mea Agurida. Într-o variantă orchestrală nouă. Loredana Groza. Despre zbor cât e
Loredana Groza. Mulțumesc.